Cel la care l-a arestat, nu este Băgiu? Ăla a fost, da. La președintele, da. Consilier? Consilier, Doamne, care să fie? Nu, să sincer, nu știu, nu știu. De la Buzău. Chiar nu știu, nu știu. Știam asta, Cristian Băgiu. Era președinte, da. Da. Nu, nu. Dar cineva nu știu. Nu. De Buzău. A, nu, nu. Păi niciunul nu știți? Niciun, nu m-am interesat. Consilier, nu. Nu, 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 nu. Din ce partid? Nu contează. Un nume, dacă știți să ne dați. Un consilier județean? De la Băgiu încoace nu prea mai știu. A, știți, dar șefii. Dar șefii. Acum? Da. Nu știu de ce să spun. Este primarul la noi, domnul Emil Lefter. Dar consilier județean de Buzău nu știți niciun. Este Ion Vasile. Numele la consilierii județeni? Măcar unul ia dintre ei. Păi, toți. Dragomir. Romașcanu, care e președinte. Romanescu, vicepreședinte. Așa că nu sunt probleme. A, deschiți. Da, îi cunosc pe toți, dar nu știu ei cât sunt de apropiați față de oamenii care i-au votat și i-au instalat în acele funcții. Consiliar? Județean. Da? Nu, și nici nu m-a interesat. Păi nu i-ați votat? Nu. Nu. No. Păi nu i-ați votat? Am votat pe listă. Buggiu. Ăla-i șeful, a fost. Șeful? Da. Altul mai știți? Negoiță. Relu, din Ciaroseti. Nu, consilier. Județean. Județean. Nu la primărie. Rodica. Sunt mai mulți. I-ați votat? I-am votat, dar noi suntem de la Ciaroseti. Și, am votat și la Ciaroseti s-am alte... Și e bun. Nu știu că eu sunt de la țară. Păi și ce? Ce? Păi și da, s-a prezentat la vot și a venit atunci cu alea și n-am mai... Păi nu i-am votat noi? Păi nu i-am votat, dacă nu, n-am mai dat pe la noi, cine? Dacă știți numele vreunui consilier județean de Buzău, atât. Păi Ciolacu, domnul Preda și la revedere.